Din nou, din Grădina Botanică, București. Acesta este un kiwi. Nu știu exact ce specie e. Am și eu unul Jenny. Este rezistent la noi în țară. Rezistă până la minus 25 de grade. Văd că nu l-au pus pe trellis, pe ceva, eu știu. E pus pur și simplu pe un fier jos. Și sunt kiwiile astea de supermarket. Astea sunt cam urâțele. Eu supun că au avut vreo boală ceva. Dar ca idee. Da, uite unele mai bune aici. Sunt afară. Fără niciun fel de protecție. Pur și simplu sunt lăsate. Și probabil că le mai și taie un pic, după cum se vede, dar sunt lăsate libere. De aia nici nu au produs prea mult. De obicei, dacă le îngrijiți, astea produc destul de mult. Chiar o viță poate să producă până la 20 de kilograme, dacă este destul de viguroasă. Da, păcat că nu sunt îngrijite, dar ca idee, kiwi în România, ajungem și noi să avem din ce în ce mai multe plante exotice, se schimbă clima și nu știu dacă este neapărat un ceva rău că se schimbă, pentru că putem crește și noi din ce în ce mai multe fructe mediteraneane și tropicale sau subtropicale, din zone subtropicale chiar.